în ultima zi, înainte ca toate competițiile sportive de la noi din țară să fie suspendate, cele mai puternice două echipe de mini-fotbal și-au măsurat puterile. Campioana în exercițiu, Mold Progress, și a obținut victoria, păstrând prima treaptă în clasament. În ultimul timp, tot mai mulți jucători importanți din fotbalul mare fac pasul către mini-fotbal. Ultima zi de mini-fotbal din acest an a culminat cu partida dintre Mold Progress Durlești și Ecolux, echipele de pe primele două locuri. Până la urmă, cei de la Mold Progress s-au impus cu 4-2. Pentru Ecolux s-au înscris Constantin Niță, dar și fostul jucător de la Rapid Gidighici, Stanislav Luca. De partea cealaltă, autorii golurilor au fost Corneliu Păvălachi, Veaceslav Lisa a fost jucător al Șerifului, dar și Marin Stan. Internaționalul nostru de futsal, care a marcat și în poarta Franței, a reușit o dublă. Este, cred că, victoria tuturor, toată echipa, începând de la suporter, manager, toți am depus, fiecare a depus un efort în câștigul ăsta. Asta este, o să învățăm pe greșelile noastre dacă nu putem pe greșeli străine, deci campionatul e lung, mai avem încă destul de multe etape unde putem să ne revanșăm, deci o să lucrăm ca să recuperăm punctele care le-am pierdut astăzi. Campionatul Moldovei la mini-fotbal a intrat forțat în vacanță după ce Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică a suspendat competițiile sportive în perioada dintre 30 noiembrie 2020 și 15 ianuarie 2021. În campionatul de mini-fotbal participă 68 de echipe din 20 de localități din țară.